Am devenit drug dealer pe un server de 5M. Așa că de la recoltat până la fabricarea acestora, m-am ocupat singur și cu ajutorul unui dealer am putut să o vând mai departe. Haideți să vedem ce s-a întâmplat pe acest server de 5M. Ei bine, în videoul trecut, după cum știți, am găsit o locație destul de interesantă unde am aflat că pot să vând droguri. Așa că m-am gândit eu de ce nu să facem acest lucru, având în vedere că în videoclipul trecut ne-am ocupat tot cu ilegalități, mai exact am furat lucruri importante dintr-o casă. Așa că m-am gândit de ce nu să ne continuăm noi treaba pe Crime City România, mă băi și fete, tot cu ilegalități. E bine, nu uitați că aveți toate detaliile de la Crime City România în descriere și hai să ne jucăm un număr cât mai mare, pentru că vreau să zic că serverul chiar merită, adică ați văzut și din clipul anterior și o să vedeți și în clipul acesta ce tare este. Și cum am spus, mă băi și fete, noi o să facem pentru prima dată două tipuri de droguri, mai exact metamfetamina și marihuana, de fapt marihuana prima dată și apoi metamfetamina, să vedem care este mai interesantă dintre acele două. Deci hai să mai sunt la discuții și să ne începem noi treaba ca drug dealer pe 5M. O să vedeți pe același drum unde aș fi și casa și din ce am auzit de la Vlad, care este fondatorul acestui server, deja băieții au început să dea jafuri la casa acestui milionar, mai exact la Martin Madrață aici, frumos. Au jefuit, am văzut prin locuri că sunt deja obiecte, cum ar fi picturile, deja pe la base prin inventar, ceea ce mi se pare foarte tare, adică să-mi spuneți și vouă cum vi se pare lucrul acesta. Ok, am ajuns la locație, ia să vedem noi ce avem noi pe aici. O să ne parcăm mașina undeva pe aici, pentru că chiar prin dreapta mea este locația de plantare a marihuanei. De fapt, deja este pusă, noi doar trebuie să o luăm. Hai să mergem noi pe aici frumos și deja vedem plantuțele noastre cum stau, ia uite-le. Și avem culege marihuana. O să luăm aici câteva plante, pot să-i zic, pentru că o să avem nevoie, deoarece o să vedeți că o să mergem într-un laborator unde o să facem, o să tăiem marihuana și o să facem pachete, iar după putem să o distribuim. Și acum putem vedea în inventar că avem 4 plante de marihuana. Ia să mai luăm noi câteva să le procesăm acolo frumos. Ei bine, laboratorul este undeva prin Los Santos. Atât vreau să vă zic, nu vreau să vă dau o locație exactă, pentru că vreau să o aflați voi în caracter, ca să fie puțin mai interesant. Dar este o locație așa de hood, pot să-i zic, unde, na, cu siguranță băieții se ocupă cu ilegalități, pot să-i zic. Așa că hai să ne suim noi mașina. Avem aici cele 4 frunze, de fapt 9 deja de marihuana, am uitat. Și hai să-i dăm drum la locație. Vrei să ai propriul tău joc pe Magazin Play? Ori ai vrea să faci un venit pasiv? Pe projectgames.com puteți să cumpărați jocurile sau proiectele lor, după care voi doar trebuie să le publicați. Tot ce trebuie să faceți este să adăugați produsul în coș și să adăugați codul WebstoreMK pentru 10% reducere. Ok, mă băi și fete, am ajuns la locația noastră unde se află laboratorul. Haideți să intrăm. Cred că aceasta este ușa, dacă nu e asta, e aia altă. Ia să vedem noi, oare asta e? Uite, intră în laborator și ia uite, mă băi și fete, ce avem noi aici, o grămadă de plante care stau să fie folosite. Ia să mergem noi în dreapta și avem aici o măsuță, după cum puteți observa, cu niște plante deja pe ele. Așa că ne așezăm la masă, luăm aici o plantă frumos, o curățăm de frunze, de toate rezidurile, pot să-i zic, și procesăm weed-ul. Bine, acum nu știu câte kilograme, o să vedem mai exact asta după ce o să fie împachetată, pentru că aici le împachetează direct și o să fie direct gata. E bine, weed-ul este mai ieftin ca metamfetamina, iar una de top este cocaina pe server, dar aia este puțin mai grea de recoltat, pot să zic. Și acum, dacă dăm noi în inventar, putem să observăm că avem 4 kg de weed package. Haideți să mai facem încă unul. Cum, dar nu mai avem weed, cred că ne mai trebuie o frunză. Da, o să lăsăm asta aici, sper acum. De fapt, cine știe de locația asta, cu siguranță are multe plante. Așa că cu 5 kg de weed package. Acum la dealer este important să aveți cât mai multă marfă, pentru că voi, de exemplu, să vindeți marfa angro sau la bucată. O să vedem asta puțin mai încolo, care este mai bănoasă, metoda angro sau cea la bucată. Bă, m-am dus puțin din locația respectivă și din păcate s-a despawnat mașina, pentru că nu era mașina mea, era unui NPC, dar nu este asta mare problemă. O să dăm de stradă de ceva mașină pe aici. E bine, acum noi o să trebuia să facem metamfetamina. Pentru metamfetamina o să avem nevoie de mai multe chestii, va trebui să luăm chimicale din niște butoaie, iar apoi trebuie să o procesăm. O să vedeți că este un pas foarte interesant. Ia mă, putem noi să vrem mașina asta? Păi stai pe loc. Bună seara, dați-mi vă jos, vă rog frumos. Ok, ne-am ales și eu cu o mașină destul de interesantă, așa că hai să mergem direct să căutăm un butoaie pentru chimicalele de la metamfetamină. Și avem și aici butoaiele noastre. Dacă și dacă o să mergem la ele, putem să recoltăm chimicalele din ele, colectează chimicalele. Și odată ce am luat dintr-un butoi, o să primim în inventar 4 sticle de chimicale. Hai să mai luăm câteva să facem acolo mai multă metamfetamină. Ok, perfect. Avem 7 sticle. Eu zic că este de ajuns. Și acum, ca la marihuana, trebuie să mergem la laborator pentru a face chimicalele noastre să devină metamfetamină. Și cam ăsta este laboratorul nostru, după cum puteți observa. Pare că nu este nimic pe aici, dar dacă intrăm noi,
avem aici mare laborator ca lui Heisenberg și pentru prima dată, mă băi și fete, va trebui să venim noi aici cu chimicale noastre la acest butoi și să procesăm metamfetamina. E bine, ce-mi place mie extrem de mult este că sunt extrem de multe detalii, adică după cum ați putut vedea și la marihuana, am făcut acele frunze cum ar veni, acum punem și de exemplu și aceste butoaie, canistre în butoaie pentru a procesa metamfetamina și mi se pare extrem de interesant cum este. Și punem puțin și din această canistră și acum metamfetamina noastră este pregătită, o avem aici în inventar, dar pentru a procesa și a vinde-o va trebui să venim aici la această masă și să dăm noi să o împachetăm. Am și aici niște animații extrem de interesante, după cum puteți observa. Am scris acolo puțin pe carnețel, deci hai să mai luăm încă o pungă. Mamă, e chiar foarte tare, mie îmi place extrem de mult. Luăm aici și punem ea. Aia zic. Și acum am terminat de împachetat metamfetamina și avem noi aici 10 kg de meta și 5 kg de weed. Ce mai rămâne noi acum să facem este să mergem la locația unde se află drug dealer nostru pentru a ne ajuta să vindem marfa. Deci hai să mai stăm la discuții și să mergem instant acolo. Ei bine, cred că dacă v-ați jucat pe GTA 5, în mare parte deja știți această locație, nu mai trebuie eu să vă arăt. Și veniți aici pe colț și se află aici domnul nostru NPC care ne va ajuta să ne vindem marfa și avem Evin de droguri și avem două opțiuni de vânzare, tu alegi campionule, vinde angro sau vinde la bucată. Ei bine, mă băi și fete, dacă noi o să dăm pe vinde agro, o să mergem dintr-o dată și o să dăm toată marfa, dar dacă o să dăm la bucată, o să vedeți că o să se întâmple niște chestii super interesante. Avem mai multe opțiuni. Ori cumpărătorul o să fie drogat și o să ne dea mai mulți bani, o să ne împuște și o să ne ia toată marfa sau o să se întâmple tot fel de ganga atacuri și este foarte interesant. Dar pentru prima dată, haideți să dăm noi pe vinde agro și automat, dacă vrei să vinzi mai mult, trebuie să-mi închirezi duba pentru 500 dolari și hai să și acceptăm. Și acum ne-a spawnat nouă duba aici, am primit și cheile și avem noi o locație. Ia să vedem noi unde ne-a dat locația. Waypoint, avem, mamă, fix aici avem. Ok, deci e lângă port. Ok, haideți să mergem. Mamă, vânzătorul ăsta cred că e destul de bogat pentru că o să ne ia cam toată marfa și o să o ducă cu vaporul. Ia să ne parcăm noi mașina aici, dubița noastră. Unde apare checkpoint-ul ăla, parchează și acum o să vină NPC-ul la noi. Între timp o să deschid portbagajul. Deschide portbagajul pentru a lua marfa. Ia uitați-l aici cum vine. Mamă, ăsta duce direct cu vaporul, e tare. Avem, ia drogurile, scos drogurile din ambalaj. Acum nu știu exact care o să ne dea, metamfetamina sau weed-ul. O să vedem noi acum când o să ne dea banii. Și avem noi, sper că drogurile sunt de cea mai bună calitate, cu siguranță. Am vândut metamfetamina pentru 450 de dolari. Ok, și s-a cam dus metamfetamina noastră. Mai avem doar de asta la bucată, dar o să vedeți puțin voi mai încolo, pentru că cea la bucată se vinde mult mai bine, deci eu v-aș recomanda să vindeți la bucată, pentru că este mult mai profitabilă și se pot întâmpla, bine, sunt și riscuri mai mari, cum v-am spus, vă pot împușca și să vă fure marfa sau alte evenimente, dar sunt destul de răruțe, așa că v-aș recomanda să o vindeți la bucată, ceea ce o să facem și noi chiar acum. Am parcat vehiculul la băiatul nostru frumos și acum o să dăm noi privind de la bucată. Îți pot oferi informații despre cumpărător pentru suma de 50 dolari. Mă, dar nu avem destule droguri, mă. O să mă mai duc să fac eu rost rapid de aceste droguri și o să revenim înapoi ca să le vindem la bucată. Am, mă, că o să am eu nevoie de mașina asta de aici. Am luat eu chimicalele astea să mai facem puține droguri, dar eu zic, mamă, a sunat alarma. Să nu vină poliția acum. Sper acum doar să nu dispară pentru că e destul de interesantă. Bun, am revenit la dealerul nostru și o să dăm pe E și acum uite-te după cumpărător pentru a vinde drogurile. Așa că hai să ne furăm noi o mașină foarte rapid. Care vine prima pe stradă, aia o iau. Uite, asta întoarce aici, aia vin. Asta, stai mă pe loc, aia zic. Și acum primul nostru cumpărător este destul de departe până în Sandy. Și acum este o problemă cu băieții din Sandy, sunt foarte agitați. Deci vă zic de pe acum că s-ar putea să scoată pistola noi, să ne fure marfa sau să ne împuște, vedem noi acum. Ok, ce este o problemă destul de mare la noi ca drug dealer este că nu avem un pistol. Da, asta este o problemă și s-ar putea să ne cam ducem noi. Unde e, mă, cumpărătorul? Undeva prin spate pe aici? Ia, ca mai uite-l. Mamă, să-mi iau ăsta. Livrează drogurile, mulțumesc. Merg să am puțină distracția, mă, că ăsta a fost de treabă. Mai văd marihuana pentru 80 de dolari. E bine, na, marihuana, din păcate, se vinde cam ieftin față de metamfetamină, care se dă destul de scump, metamfetamina pe bucată, nu știu, cam așa, 300-400 de dolari și vă dați și vă seama că se merită destul de mult.
Dar ia stați așa puțin, dacă punem noi marihuana aici, ia mă, că dacă am pus eu aici un torpedo marihuana, acum ar trebui noi să vindem metamfetamină, nu? Ia să vedem noi pe unde ar fi persoana aceasta. Mamă, e la club, omul meu. Bună ziua, bună ziua. Vrează drogurile. Pleacă din calea mea, văzătorul a anunțat poliția. What the fuck? Bună ziua. A suspară de tot. Bravo, frate. Uite, a vândut metamfetamină pentru 700. Uite, clientul este prea drogat și a plătit dublu pentru marfă. 720 dolari, aia zic. Bă, de ăsta mi-e frică, sincer, să vă zic. Nu știu de ce, dar scoate așa pistolul un pic la mine, nu? Ia! Și acum ce târfă, dăm drogurile. Încearcă să fugi. Na, bro, trage după mine. Na, am fugit, nu mai stau. Mama, am primit încă o nouă comandă, mă, dar mi-e frică, bă, în zona asta. Bă, v-am zis eu că avea față la de ușcaș. Bă, asta n-a, e zonă cu gang, știi ce zic? Uite, de exemplu, cum e și ăsta, și ăsta mă aștept să scoată pistolul la mine. Ia, nu vreau porcările tale. What the fuck? Vânzătorul a anunțat poliția. No, nu mai vând. Bine, mă, băi și fete, cam acesta a fost videoul de astăzi și cu operațiunea de droguri de pe Crime City. Bă, este destul de ok, având în vedere că n-am făcut și niște bănuți acolo, am mai rămas și cu marfă, probabil o să o dăm, de ce nu? Deci, ce pot să vă zic, mă, băi și fete, cam acesta a fost videoclipul de astăzi, era să fiu și un pușcaș, omor de toate, de ce e bine, mă, băi și fete? Nu uitați că aveți toate detaliile la Crime City România în descriere, numele meu a fost Sepp Stradica, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi, vă salut, pa!